Bună ziua, sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom vorbi despre pleonasm. Materialul se adresează elevilor de clasa a șaptea de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Prin acest material veți fi mai aproape de identificarea enunțurilor corecte sau incorrecte prezente într-o comunicare. Urmăriți dialogul. Avem de citit un text despre construirea unei construcții. Nu cred că este corect această formulare. Care credeți că este greșeala? Sunt convinsă că ați identificat greșeala. Construirea unei construcții. Această greșeală constă în folosirea alăturată a unor cuvinte sau unor construcții cu același sens. Alăturarea devine supărătoare și auditiv. Acest tip de greșeală se numește pleonaz. Iar pentru a evita pleonasmul, putem reformula enunțul astfel. Avem de citit un text despre construirea unui edificiu. Construcțiile pleonastice pot apărea. Când se alătură cuvinte cu același sens, a picta o pictură, cuvinte derivate sau compuse ale căror părți repetă sensul altui cuvânt din enunț, revedea iar, când se repetă articolul hotărât. Ouălele au fost cumpărate de ceva vreme, când apare prin repetare aceeași parte de vorbire cu același sens, dar însă nu am reparat mașina, când se folosesc diverse tipuri de pronume care au același sens și-a reparat mașina lui. Să identificăm construcțiile pleonastice din următoarele enunțuri. Grăbește-te repede! Mai avem doar două minute până începe lecția. Urmezi în continuare sfaturile primite? Am băut o băutură acidulată. Au concertat în concert muzicieni cunoscuți. Mâncarea mâncată ieri nu i-a plăcut. Inaugurarea teatrului a fost inaugurată săptămâna trecută. Pictura pictorului a fost scoasă la licitații. Piticii mâncau la niște măsuțe mici. Așadar, construcțiile pleonastice le-ați recunoscut evident. Grăbește-te repede! Urmezi în continuare. Am băut o băutură. Au concertat în concert. Mâncarea mâncată. Inaugurarea a fost inaugurată. Pictura pictorului. Măsuțe mici. Vă propun un alt tip de exercițiu. Alegeți varianta corectă, cea fără pleonasme. Dar cum a apărut o asemenea clădire într-un mic orășel? Dar cum a apărut o asemenea clădire într-un orășel? Evident varianta B este cea corectă. Nu îmi place să muncesc fizic. Nu îmi place să muncesc muncă fizică. Varianta A este cea corectă. Colega mea a desenat un desen care a fost apreciat. Colega mea a desenat o lucrare care a fost apreciată. B-ul este cel corect. M-am întors înapoi pentru că mi-am uitat telefonul. M-am întors pentru că mi-am uitat telefonul. Varianta B este cea corectă. Vă propun să exerțați singur sau în perechi. Identificați enunțurile care conțin pleonasme. El a rezumat pe scurt povestea. Și-a aranjat lucrurile ei în rucsac. Deci, așadar, nu ai fost azi la școală. Autorul acela a scris o scriere ce a fost apreciată. Am lecturat o lectură interesantă. Fiți foarte atenți la cuvintele pe care le folosiți atunci când purtați o conversație. În acest caz apar cele mai multe greșeli. Succes!